În această săptămână, guvernanții au avut și o serie de întâlniri cu reprezentanții distribuitorilor de energie electrică, iar în urma discuțiilor au apărut și câteva posibile variante de lucru cu grafice, am putea spune asta, deoarece Enel și ceilalți distribuitori au venit cu tabele de lucru. Potrivit surselor noastre, guvernanții inclină să păstreze, începând cu data de 1 ianuarie anul viitor, actualele plafoane pentru categoriile vulnerabile, pentru un an sau poate pentru chiar 2 ani. Astfel avem acest plafon de 0,68 de lei per kilowatt în cazul în care o familie are un consum de 100 kilowatt lunar și acel plafon de 0,8 kilowatt de lei per kilowatt care se aplică pentru un consum de până la 255 de kilowatt. În ceea ce privește gospodăriile care depășesc acest consum, se ia în calcul plafonarea prețului la energie electrică la 1 leu per kilowatt. Un scenariu similar s-ar putea aplica începând cu anul viitor și pentru serviciile de utilitate publică și IMM-uri. Rămâne în discuție însă, potrivit surselor noastre, ce coeficient se va aplica în cazul operatorilor economici. 1,3 lei per kilowatt, așa cum propun distribuitorii din zona de energie, sau un coeficient chiar mai ridicat până la 1,5 lei. Toate aceste lucruri vor fi stabilite în următoarea ședință de coaliție, atunci când se va discuta și despre problema ordonanței care plafonează prețul la lemnele de foc. Pe fondul ultimelor evoluții de pe piață avem retaileri care au anulat o serie de comenzi în acest sens și persoane care au încercat să speculeze această piață achiziționând cantități mari de lemn de foc. Este nevoie, susțin surse din coaliție, să se vină cu noi modificări la această ordonanță.